Uite, în rugăciunea Tatăl nostru, ce zice? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Care e voia lui Dumnezeu, Cătălin? Spune, te-ai gândit la treaba asta? Din rugăciunea Tatăl nostru. Dumnezeu vrea să se mântuiască toți oamenii și să ajungă la înțelegerea adevărului său. Asta înseamnă voia lui Dumnezeu. Vrea să-i mântuiască pe toți. Dar vrea să facă un pas, omul face un pas și îl face o mie.